România a îmbrăcat aseară haine de sărbătoare în București, dar și în marile orașe din țară au fost aprinse luminițele de Crăciun. Doar în capitală au fost instalate peste 3 milioane de beculețe de tip LED. O atmosferă de basmă a cuprins orașul odată cu aprinderea bradului de Crăciun. Mii de oameni au ieșit din case pentru a se bucura de moment și pentru a fi primii vizitatori ai târgului de Crăciun. Luminițele de sărbători au fost aprinse aseară în capitală, mai bine de 3 milioane de beculețe LED întinse pe 33 de kilometri. Tema iluminatului de sărbători de anul acesta merge pe ideea de tradiție. Luminițele întruchipează elemente specific românești, precum ia, clopul sau hora. Totodată a fost deschis și târgul de Crăciun organizat în Piața Constituției, acolo unde au fost amplasate peste 100 de căsuțe cu produse tradiționale și meșteșuguri. 4 Și Timișoara a îmbrăcat haine de sărbătoare, bradul înalt de peste 20 de metri, dar și sutele de ghirlande s-au aprins aseară, spre bucuria miilor de bănățeni care au ieșit în oraș. Suntem la cea de 11-a ediție a Târgului de Crăciun, la deschiderea celei de 11 ediții și cred că este ediția cu cel mai mare număr de oameni aici în Piața Victoriei. Aș estima că sunt peste 20.000 de oameni acum în piață și asta nu poate decât să ne bucure foarte mult. Oamenii au profitat de deschiderea târgului de Crăciun și împreună cu vinul cald s-au bucurat de gustoșii colaci secuiești. Foarte bun, enorm de bun. E primul an în care am prins așa un vin foarte, foarte bun. E frumos, față de alți ani chiar este frumos. Domnule, e foarte călduț, e bun, acceptabil. Foarte frumos, mă bucur. Eu sunt venit tocmai din Oltenia aici, la mulți ani România. La târgul ăsta, tot, absolut tot. Este de toate, vin fiert, voie bună, bucurie, încă o dată la mulți ani. O atmosferă de poveste a fost și în Iași. Să ascultați de părinți, să ajutați ca moșul să vină la voi cu drag și să vă aducă cadouri. Crăciunea noastră? Îmi plac foarte mult. Ce-ți place cel mai mult de aici? Globul ăsta. Și bradul. Tot ieri au fost aprinse luminițele și în multe alte orașe din țară, precum Cluj, Craiova sau Buzău.